Protestele publice au fost inițiate de grupul de inițiativă civică Sebeș și Asociația Prima Natura din Alba Iulia. Ca și săptămâna trecută, participanții au solicitat mutarea instalației de formaldehidă, substanță considerată cancerigenă, în afara orașului. Pentru ce anume protestați astăzi, din nou? Pentru închiderea totală a tuturor instalațiilor poluante a firmei Cronospan Sebeș. Deci noi nu dorim doar să închidă cea de 60.000 de tone, dorim și cea de 30.000 de tone, dorim realocarea instalațiilor cât mai departe de orașul nostru. Ca urmare a ultimului protest de duminica trecută, a fost anunțați că au să fie montate niște analizatoare de formaldehidă în două puncte din orașul Sebeș. Noi cerem și întrebăm de ce până acum nu au fost montate aceste analizatoare de formaldehidă. Deci până acum, practic, ce s-a analizat în orașul Sebeș de la începerea producerii de formaldehidă din ultimii ani? Și, practic, locuitorii care iasă și protestează cer relocarea fabricii chimice a Cronospan sau interzicerea producerii de formaldehidă în interiorul orașului Sebeș. La protest au participat aproximativ 1500 de persoane, unele dintre acestea purtând măști chirurgicale pe față și afișând pancarde sau banere cu mesaje precum opriți poluarea, formaldehida cancer, implică-te, nu fii fraier că o să rămâi fără aer, Cronospan nu uita, Sebeșul nu te vrea sau Sebeșeni, treziți-vă. De ce ați venit astăzi la protest? Am venit pentru că societatea Cronospan și cu cea care se va vrea să se construiască Cronochemul, o să ne omoare pur și simplu aici de cancer. Sebeșul și județul Alba în general sunt între primele, chiar prima în țară, ca și incidență de cancer. Și am venit aici și vom veni duminică de duminică până când pleacă la ea acasă, în Austria sau în Elveția, că am înțeles că e un concern elvețian-austriac, să ne lase să trăim aici într-un mediu curat. Pentru că cred că este obligatoriu să știu exact ce se întâmplă în Sebeș din punct de vedere al poluării. Și pentru acest lucru este important ca atât autoritățile, atât legislativul, cât și, bineînțeles, societatea în cauză să ofere tot ce se poate, toate informațiile posibile, astfel încât să nu existe nici un semn de întrebare asupra mediului din municipiul Sebeș. Începând de câțiva ani, întregi stupine au dispărut pe vale în Sebeș și în împrejurimile Sebeșului. Asta datorează, adică sigur, poluării. Nu există o chestie, o explicație logică pentru care mor albinele în ultima perioadă. Noi știm că aici în Sebeș nu sunt chiar așa de multe locuri de muncă pe cât crede lumea. Sunt câteva sute locuri de muncă, dar poluarea care se face aici e mult mai gravă pentru oameni decât pierderea locurilor de muncă. Localnicilor din Sebeș li s-au alăturat și protestatari din alte orașe precum Deva și Sibiu. De ce am venit astăzi la protest? În primul rând pentru ce fac ei acolo cu tăierile astea masive de lemn. Și de la mână mă auzi că au niște planuri diabolice, să zicem așa, nu? Și tocmai din Deva? Tocmai din Deva? Cât? La câțiva kilometri, nu-i departe. Unit salvăm toată România, nu? Eu am venit de la Sibiu tocmai în semn de solidaritate față de locuitorii de aici din Sebeș. Deși nu locuiesc aici, sunt din Sibiu, așa cum am spus, am neamuri aici, am verișori, am prieteni, aerul este efectiv irespirabil, acest lucru se și simte când vii de la Sibiu sau din orice altă parte. Și așa, efectiv, nu se mai poate. Pur și simplu, oamenii aceștia au ajuns să-și iau uscător, să-și iau tot felul de lucruri. De exemplu, nu mai pot nici să-și lași hainele la uscat, pe sân, afară. Este inacceptabil așa ceva. Protestatarii s-au întâlnit mai întâi în centrul orașului, după care s-au îndreptat către sediul fabricii, unde timp de o jumătate de oră au scandat hoții sau Cronospan, nu uita, România nu te vrea.
În cadrul meetingului, organizatorii au anunțat că vor trimite inclusiv o petiție președintelui Klaus Iohannis, în care vor prezenta situația și pericolul existent la Sebeș. În acest sens, au deschis liste cu semnături care vor fi completate pe tot parcursul acestei săptămâni. Următorul protest este programat să se desfășoare duminică 25 ianuarie de la ora 14.